cineva. Deci, așa cum am spus și în plenul Parlamentului, este un spectacol cu interes clar politic. Se încearcă să se pună în sarcina mea întreaga responsabilitate de ce s-a întâmplat în schimbul bancar. Un obiectiv aparte ține de izolarea mea, de a nu putea comunica, de a nu putea vorbi cu oamenii. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova sunt în drept să audă și punctul meu de vedere. Astăzi a fost aprobat arestul 30 de zile. Vreau ca să știți cu toții că eu mă simt ok. Sunt pregătit moral, fizic și cum doriți ca să duc această bătălie până la sfârșit, până când se va afla adevărul. Aș vrea să menționați câteva lucruri, din punctul meu de vedere important, care reprezintă o diferență enormă vis-a-vis de ceea ce s-a vorbit în plenul Parlamentului și ceea ce a înaintat în denumire astăzi. De fapt, și eu de către Vuicani. Dacă în Parlament se vorbea de 60 de milioane de dolari și ulterior de 190 de milioane de dolari, deja fără niciun fel de probă, este vorba de o cifră de 1 milion de dolari care s-ar fi dat în baza depoziției sau denunțului mincinos sau ușor, și de 80 de milioane de dolari credite pentru niște companii care habar nu am de unde sunt și pe cine reprezintă. Consider încă o dată că fără nicio probă se încalcă prezumția de nevinovăție cu scop clar politic și rog pe toți cei care doresc în țara noastră să existe justiție, să avem stat de drept, să nu se lase manipulați și să lupte pentru că acest lucru se întâmplă în țara noastră. Domnul Filat, spuneați în Parlament că o să începeți să vorbiți, o să răbufnească toți. Când o să începeți să spuneți? Când o să ni se oferă această posibilitate? Acum posibilitate nu avem.